Voi citi din Cartea Sfântă, din Epistola Apostolului Pavel către Roman, din capitolul 6, versetul 13. Roman, capitolul 6, versetul 13, pagina în Scripturile, Cornelescu, 1099. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște uneltele nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii, din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Obișnuiesc să încep orice predică având un cuvânt de laudă mai întâi pentru Domnul. De data asta îl citesc pe cel din 1 Cronici 29, de la versetul 10, cuvânt care s-a mai citit cândva în fața unei adunări. Așa scrie aici. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintului nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, că tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Amin. Binecuvântat să fie acest mare și minunat Dumnezeu. Și pentru dumneavoastră un cuvânt de salut tot din ale lui David, din Psalmul 28, versetul 9, unde scrie: mântuiește, Doamne, poporul Tău, binecuvintează moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Amin. Știți că noi avem acel psalm frumos: Domnul este păstorul meu. Asta dorim noi, doriți și dumneavoastră, și fie ca Domnul să aprobe să ne păstorească pentru vecii vecilor. Am citit versetul care l-ați auzit și din el aș vrea să avem un cuvânt cu un titlu interrogativ. Ești dat Domnului? M-am gândit că puteam să punem un titlu și folosim pluralul: suntem dați Domnului. Dar totuși rămân la varianta de singular, pentru că la urma urmei fiecare decide pentru sine. Ești dat Domnului cu tot ce ești, cu tot ce ai. Și aș vrea să intrăm în acest subiect punând mai întâi o altă întrebare. De ce să ne dăm Domnului? Și aș vrea să răspund din Scriptură și fiecare să evalueze pentru sine răspunsul. Asta și copiii, băieții, fetele, cum scrie în carte Nemia, toți știi ce sunt tare să înțeleagă, și cu excepția a câțiva micuți pe care Domnul se binecuvinteze, toți am putea înțelege. Și noi ne bucurăm mai mult decât de înțelegerea noastră rațională, de bunătatea Domnului și lucrarea Sfântului Duh, care ne face să înțelegem. Deci, de ce să ne dăm Domnului? În primul rând, pentru că toți oamenii se dau cuiva și se dăruiesc pentru ceva. Toți oamenii iubesc ceva, pe cineva. Spune Cartea Sfântă în Proverbe, la capitolul 10, versetul 16, și noi ne putem verifica în ce variantă suntem. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Fiecare se consumă pentru ceva. Se cheltuie și cheltuie pentru ceva. Spune Iacov în epistola sa, în capitolul 4, că unii cer și nu primesc, dar dacă ar primi, știți ce ar face? Versetul 3. Aveți de gând să risipiți în plăcerile voastre. Iar textul care l-am citit spunea în prima parte, Roman 6 cu 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Că de dat toți dau, pentru păcat sau pentru neprihănire. Puteți să întrebați un om din lume:
dacă ține totul pentru sine sau se cheltuie pentru ceva, donează pentru ceva. Pentru ce cheltuiește când cheltuiește? Un al doilea răspuns, și ăsta e mult mai puternic. De ce să ne dăm Domnului cu tot ce suntem și tot ce avem? Pentru că tot ce avem, aș putea spune chiar tot ce există, este de la Dumnezeu. În pasajul de unde am citit binecuvântarea lui David, scrie în continuare că el a rostit și cuvintele din versetul 14 și 16, deci 1 Cronici 29 cu 14 și 16, ca o declarație în ideea aceasta. Ascultați! Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Versetul 16. Doamne Dumnezeu nostru, din mâna ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să zidim o casă ție și numele tău cel sfânt, și ale tale sunt toate. Drept este. Cu 100%. Scrie în Daniel 4 că Nebucadnețar a fost simbolizat printr-un copac din care trăiau toate viețuitoarele, și păsări și fiarele pământului. Și el chiar a crezut că el este sursa. Și Dumnezeu a spus, tăiați copacul, ca să ajungă să înțeleagă în final că toate sunt date de la Dumnezeu, și tronul lui, și avuțiile, și existența, și toate care sunt pe pământ. Cum scrie în Psalmul 24, al Domnului este pământul. Noi suntem acum în biserică și unul are un dar, altul are alt dar, unul este implicat într-o slujire sau în alta, dar spune Apostolul Pavel, citesc din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, punând o întrebare, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Dacă cineva cântă frumos, cine ți-a confecționat corzile vocale, cine ți-a dat mintea, inima bună, toate vin de la Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Un al treilea răspuns la aceeași întrebare, de ce să ne dăm Domnului? Pentru că toți se dau cuiva. Pentru că e corect să-i dăm Lui, că toate vin de la El, sunt ale Lui. Și pentru că noi tot nu putem să ținem ceea ce avem decât pentru o vreme, și asta e scurtă, tot le pierdem pe toate. Spunea Apostolul Pavel, citesc din 1 Timotei, din capitolul 6, de la versetul 7, căci noi n-am adus nimic în lume. O să zic că n-am venit cu un cont. În cărți aveam numai păcate pe debit. Dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm, ce să ne mâncăm, va fi de ajuns. Că nu putem să luăm cu noi nimic din ea. O să zic că toate se pierd. Și chiar cei ce ar vrea să depună un efort să păstreze, n-au nicio șansă. Poate dovada faptului că nu putem păstra timpul e cea mai evidentă. Cine a putut să rețină măcar 5 minute din ziua de ieri? Nu, ziua de ieri s-a dus odată cu ziua de ieri. Cine poate să-și rețină sănătatea? Ei, ce am dat noi, stand-by așa la anumite valori care le avem. Dar totul e trecător. Bine spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 16, versetul 25, pentru că oricine va vrea să scape viața, orice efort ar depune. Și o va pierde. Cum spune poetul, unde-s marile vedete, cântăreții sau actorii sau savanții cu renume sau vestiții luptători? Unde e lumea cu renume cât și lumea omilită care a căzut în luptă, în puternică ispit? Toți s-au dus, s-au evaporat, i-a dus apa, unde sunt? Valorile, castele cu vremea, putere, inteligență, poziție, toate sunt foarte efemere. Aș vrea să pun o a doua întrebare și să intrăm mai în inima subiectului.
cum să ne dăm Domnului. Rețineți, nu cum să dăm, cum să ne dăm. Am spus până acum de ce să dăm. Dar să vedem cum să dăm. Și mă întorc la versetul de referință, Roman 6:13. Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Să ne dăm Domnului cu tot ce suntem și tot ce avem, conștienți că viața noastră în credință este o a doua șansă care ne-a fost dată. Noi am fost morți în păcatele noastre. Noi eram toți vrednici de moarte. Ceea ce ni s-a oferit este un dar de la Dumnezeu. Să putem începe o viață nouă, cu un alt statut, cu diferite haruri care Dumnezeu ne le oferă. De fapt, noi am consumat ce aveam. Eram vrednici de moarte. Și acum Dumnezeu ne-a dat harul să fim născuți din nou, binecuvântat să fie Tatăl nostru ceresc. Noi avem o viață nouă. Despre asta scriu versetele anterioare. Cum să ne dăm Domnului conștienți că El ne-a făcut, repet, cadou, har, să fiu mai biblic, această viață pe care o avem. Și în condiția aceasta ar trebui altfel gândite lucrurile. Hai să admit că înainte puteam să fac ce vreau cu ce era al meu. Și scrie în Biblie că lui Dumnezeu nu-i părea rău de ceea ce pot să folosesc, că nu-i părea rău de darurile date și de chemarea făcută. Dar acum, odată ce am fost înnobilat și sunt nu un străin fără promisiuni, ci un om din casa lui Dumnezeu, cetățean împreună cu sfinții, cu dreptul calei evreilor la moștenire, o moștenire neîntinată, nestricăcioasă, care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru noi. Așa să ne dăm Domnului, ca unii care am fost înnoiți, spălați, curățați. Mulțumim Domnului pentru această ofertă atât de generoasă. Vreau să vă citesc în privința asta ce scrie și în 1 Corinteni, la capitolul 6, de la versetul 19, răspunzând întrebării cum să ne dăm Domnului. Vă spuneam că toate sunt de la El, dar noi suntem de două ori de la El. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? De fapt, a mă da Domnului înseamnă a recunoaște că sunt al Domnului. Căci ați fost cumpărați cu un preț și prețul știm, sângele Domnului Iisus Hristos. Ce mare valoare! Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Iată cum să ne dăm Domnului. Conștienți că de fapt îi aparținem de drept și ar trebui să se reflecteze asta și în ceea ce este de fapt, că voi nu mai sunteți ai voștri, că de era mai noștri, era vai de noi. Mulțumim Domnului că ne-a cumpărat și pe noi. Am auzit, nu știu cât este de nominală relatarea aceasta, dar este cu un înțeles. Că într-o piață de sclav s-a dus cineva și a cumpărat unul care părea destul de voinic, a fost și un preț pe măsură, îl ținea stăpânul ce voia să-l vândă legat, să nu-l scape, era argintul său, cum zice la Vechiul Testament. Și ce l-a cumpărat, după ce i-a dat banii, a spus vechiului proprietar, dă drumul, fuge! Ce, n-ai luat banii? Omule, tu nu-l cunoști, îl scapi. Am înțeles. Și-am dat banii. Sclavul s-a văzut liber, nu putea să realizeze pe deplin ce se întâmplă. Dar după ce tranzacția s-a efectuat, noul cumpărător a plecat. Sclavul s-a plimbat prin piață, într-o parte, în alta.
l-a urmărit din ochi pe noul proprietar. S-a gândit, a evaluat ce șanse are, unde să se ducă, ce să facă. Și înainte de a pleca acesta din piață, l-a apucat de mână și i-a zis, vreau să vin cu tine acasă. Și noul proprietar a spus, da, ești liber. Nu, lasă-mă să vin cu tine acasă. O, să ne dea Bunul Dumnezeu harul să pricepem cum să ne dăm Lui, gândindu-ne că ne-a vrut Dumnezeu să fim ai Lui. Da. Noi de altfel n-avem unde evada. Se spune că pe un vapor transportau niște păsări foarte rare, scumpe și fiind în mijlocul oceanului. Îngrijitorul a scăpat pe una afară, s-a văitat, trebuie să pună el prețul. Și un altul este liniștit că ea încearcă să vadă unde se poate duce, n-are unde să se așeze, tot la noi vine și o prindem. Că noi de altfel n-am avea unde să evadăm sau ce să facem, ce să investim cu noi în altă afacere. Cum spunea Dumnezeu de vița de vie prin profeți, că la altceva nu-i bună. Dar mulțumim Domnului că ne-a dat El valoare. Și vrem să fim ai Lui conștienți că ne-a vrut El să fim ai Lui. Amin. Cum să ne dăm Domnului cu tot ce suntem și cu tot ce avem? Să ne dăm Domnului ca Domnului. Să vă citesc ce scrie la Coloseni, capitolul 3, versetele 23 și 24. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Noi suntem dați Domnului, suntem în serviciul Lui. Nu ca pentru oameni, ca unii care știți că îți veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului. Și asta indiferent că o facem conștienți de privirea lui Dumnezeu, de altfel se spune că cele mai reale fapte sunt cele pe care le face omul când nu-l vede nimeni și când e încredințat că nimeni nu o să afle. Dar de fapt noi n-ar trebui să trăim cu un asemenea gând, ci cu gândul că nu doar că ne vede Domnul, că merită Domnul să facem ca pentru Domnul. Știți imaginea aceea din Matei 25, când în ziua aceea vor fi așezați unii de o parte plăcută și de alții de altă parte neplăcută, în cea mai neplăcută companie și trimiși la o adresă ce nu le-a fost rânduită cu diavolul. Matei 25 scrie de la versetul 34, veniți de moșteniți împărăția și între altele, evident că împărăția o primim prin Domnul Iisus Hristos, dar aici Domnul scoate în evidență aceste atitudini în fondul lor. Am fost flămând, mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost străin, m-ați primit. Și știți lista, da? Atunci cine preniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci și așa mai departe? Adică aceștia au făcut fără să știe cui fac. Și Domnul le-a spus, da, știu că a fost vorba de ce mai neînsemnați, frații ai mei. Zilele astea m-a sunat o soră, așa n-are pe nimeni, n-are copii, singură, și a zis, dacă m-a ajuns cu rugăciune, să știi că eu sunt cea mai neînsemnată soră a Domnului. Nu știu dacă este ea. Dar oamenii aceștia, și fie că între ei să fim și noi, să facă întotdeauna ca pentru Domnul, indiferent de subiecții cu care au a face. Și vă rog să observați prin contrast ce au spus ceilalți ce n-au făcut, să nu fim printre ei. Versetul 44, Doamne, când te-am văzut noi flămând? Că dacă te vedeam, imediat ne modificam atitudinea. Dar lui Dumnezeu, vorba lui Solomon, îi place să se ascundă. Haideți să n-avem oameni pe două liste, pe unii să-i tratăm într-un fel și pe alții în alt fel, și să-i tratăm pe toți ca pe Domnul. Scrie în Biblie și la serviciu să ai același comportament. Ascultați-mă ce vă citesc, nu trebuie tâlcuit deloc. Scrie foarte concret, Efeseni, capitolul 6. Spune Apostolul Pavel de la versetul 4, robilor, actualizez eu spunând angajaților, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos, auzi? Maestru, inginerul, e Hristos. Cum? Slujiți-le nu numai că sunteți sub ochii lor,
sau la gândul că e vreo cameră ascunsă. Și ca niște robe ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu, slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor. Dacă celor din afară trebuie să le slujim așa, întreb eu, cum ar trebui să ne comportăm în familie, să n-apară rutina, oboseala? Să slujești soțul, spune Biblia, ca pe Domnul, un domn sus și un domn jos, nu? Să o tratezi pe soția ta ca pe o fiică a lui Dumnezeu. Așa s-ar cuveni. Sau nu așa se interpretează Scriptura care v-am citit-o? Doamne, dă-ne o astfel de inimă bună. Spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 6. Știți care fapte vor fi răsplătite cel mai bine? Versetul 35. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine de celor, dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, că cel este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Și un pahar de apă este răsplătit, dar când faci ceva ca pentru Domnul, unuia care e rău, care este dușman, care nu te răsplătește, asta e scris că este cu răsplată mare. Doamne, ajută-ne să facem, nu la gândul răsplății, ci în primul rând că vrem să facem ca pentru Tine, să-ți facem cinste învățăturii, cum scrie în Tit, capitolul 2. Doamne, ajută! Și un al treilea răspuns, cum să ne dăm Domnului cu tot ce suntem și tot ce avem? Cum și când vrea Domnul? În forma pe care El o propune și când El dispune. Scrie la Ioan, capitolul 21, că Domnul s-a întâlnit cu câțiva dintre ucenici după înviere, discută puțin cu Petru să reabiliteze în fața lor, apoi îi spune cu ce moarte avea să moară și Petru întreabă, versetul 21, Doamne, dar cu acesta arătând spre Ioan, ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau, e Domn, în cer și pe pământ, așa le-a spus. Ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu, vino după mine. Nu știu ce a gândit, ce a simțit Ioan atunci. Știți că scumpa mea soție a plecat la Domnul și mi-e dor de ea. Eu aș fi vrut să cânt marșuri, să mă duc cu ea prin adunări, cum îmi plăcea. Dar stăpânul a zis, ia să se odihnească și Iosif să cânte doine, nu marșuri. Și dacă așa a zis stăpânul, slăvit să-i fie numele. Nu știm noi în ce fel vrea el să-i slujim. Noi vrem să o facem conștienți că suntem ai lui, să o facem ca pentru el, dar uneori ne-o cere să o facem în niște circumstanțe și după un orar ciudat, neînțeles. Eu v-am înțeles ceva în final? Am înțeles să tacă. Și am înțeles că Dumnezeu e stăpân. Da, explicații clare n-a avut, iar ceilalți care au crezut că știu explica fenomenul au trebuit să plătească pentru dată cu părerea. Și o ultimă întrebare. Poate asta e mai practică. Ce să dăm Domnului? Ce ați vrea să dați? Ce v-ar fi mai la îndemână? Îi dăm zeciuială și gata, ne-am plătit impozitele? Cred că în primul rând Domnul vrea să-i dăm existența noastră. Spune Biblia la Roman capitolul 12, vă citesc primul verset. Întreabă unii, frate, cum pot să mă aflu eu slujba, chemarea care o am? Și le indic Roman 12 cu 1, înainte de a afla la ce te pune Dumnezeu pe tine, mai întâi să te aibă Dumnezeu pe tine. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Jertfă? Vie? Până ești tânăr, nu? Nu doar când vei fi o epavă la bătrânețe. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ce slujbă? Slujba de a fi
disponibil pentru Dumnezeu. Când se cântă uneori cântarea, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, mă gândesc cum privește Dumnezeu spre noi. Oare chiar El ne crede sau noi credem? Și cântăm? Unora, luând cazul lui Filip cu familie, trebuie să se pună întrebarea, înțelegi ce citești? Și la alții se pună întrebarea, înțelegi ce cânti? Da. Scrie în 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 21, dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste, sfințit. Și dacă e sfințit, trebuie să fie și folositor. Vrea Dumnezeu să te aibă în întregime. Va vedea la ce te pune, ce dorește din partea ta. Vei afla mai apoi. Îți vrea existența. De altfel, asta era porunca și în Vechiul Testament. Scrie la Marcu, la capitolul 12, scrie și în alte evanghelii, eu citesc de data asta de aici, versetul 30, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. De aici pleacă tot. Să te pui înaintea Domnului. Mi-a trimis cineva din Africa niște filmări. Mă adunau colecta. N-au bani. Nu știu ce boabe de fasole sau ce altceva adunau. Dar mi-am amintit că undeva în Africa, tot când se aduna așa o colectă, o fetiță, marcată și ea de chemarea lui Dumnezeu, când se treacă o tabă pe care se adunau darle, a zis, lăsați-o mai jos. Au crezut că ea e mai scundă, așa. O zis, mai jos. O zis, ce vrei? Să o suite pe tabă. O zis, vreau să mă dau Domnului. Cam asta ar vrea Dumnezeu. Și atunci când respir, respir pentru Domnul, așa, cu mască. Când te scoli dimineața, vezi un răsărit de soare care vrea să ți-l împărtășească Dumnezeu și ție și te gândești ziua aceea, Doamne, astăzi mă vrei să fiu al Tău. Ce să dai? Existența ta. Spune că doi oameni s-au întâlnit în lift și unul era foarte bucuros, așa, de la prima oră, 6 dimineața. Păi de ce ești așa voios? Și îți dai seama, Dumnezeu m-a dat încă o zi, asta n-am trăit-o niciodată, să vedem cum e. Cine cinstește Dumnezeu existența cu funcționalitatea trupului nostru. Mulțumim Domnului că în țară avem pace. Mă gândeam la țările din Europa cu toată febra asta, COVID. În România avem posibilitatea să ne întâlnim la adunare mult mai bine ca aproape toate țările din Europa. Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine. Asta vrea Dumnezeu în primul rând. Să-i aparținem cu întreaga noastră ființă. Cum spune la 1 Tesaloniceni 5:23, un cuvânt frumos care poate fi folosit și binecuvântare, Dumnezeul păcii să vă sfințească însuși pe deplin și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru. Să fie păzit întregi, da, cu ce scop? Pentru venirea Domnului, da, dar până atunci să-i aparținem, Doamne, primește-ne, Te rugăm. Și dacă uneori ne-am sustras de la acest har și slujire sfântă, vrem să ne rededicăm pentru Tine și împărăția Ta. M-am frământat după ce m-a sunat fratele păstor Moise să vin, ce să predic? Și ieri, alaltăieri, tot nu găseam ce să predic. Și dimineața când m-am trezit, cu ceea ce vă spun în seara asta în minte. Și cred că asta a vrut Domnul să vă transmită. Fie că acest cuvânt al Domnului să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu și noi să-i aparținem Lui. Cum spune versul de cântare, casa mea și cerul Lui, dar ce avem? E una, mărit să fie Domnul. Apoi, după ce ți-ai dat existența ta lui în condiții stabilite de el, după un orar necunoscut uneori de noi, cu anticipații, cred că Domnul vrea să ne dăruim cu darurile care tot El ni le dă, să ne dăruim pentru cele sfinte. Mi-am amintit că eram încă în Apusin și era un tânăr promițător. Avea un dar frumos de a recita, de a cânta, dar nu era pasionat. Nu cum am un de tineri în vremea aceea, eram și eu relativ tânăr. Eu nu sunt un bun cântăresc, dar îl întâlnindu-l odată, întorcându-mă de la adunare, el era la facere lui, am început să cânt așa instant. Pentru cine-ți bate, bate inima neîncetat. Și mă bucur să văd aici tineri și tinere care
În zorii zilei mele, cum spune cântarea, în lanul tău m-am dus. Să vă dea Bunul Dumnezeu har să slujiți toată viața. Am început să slujesc Domnului abia după ce m-am întors din armată. Până atunci am spus doar o poezie la 7 ani, un îndemn, 2 versuri într-un poem și o rugăciune. Mi-e rușine de 20 de ani care s-au dus așa, deși am cercetat Scriptura. Dar nu știu ce m-a reținut, eram foarte timid. Și spune Cartea Sfântă 1 Timotei 5:5 că și văduvele încă pot să slujească. Ba încă full time, cum spunem noi, nu? Zi și noapte s-au dat Domnului. Că nu-i ceva mai frumos decât să poți să slujești pe un Dumnezeu așa mare și binecuvântat. Cu darurile care ți le-a dat. Cine știe la Dumnezeu cum se cuantifică fiecare slujire și ce se plătește mai bine? Cine știe? Eu sunt implicat în slujire, dar eu așa cred și o spun foarte sincer înaintea dumneavoastră. Nu cred că eu o să am o răsplată mai mare în Împărăția Cerurilor ca scumpa mea soție, pentru că eu știu ce slujire a făcut. Și într-o convorbire telefonică a fost înregistrată de unul dintre băieți pe ultima 100 de metri a vieții ei, ea spunea: parcă aș fi vrut să slujesc mai mult Domnului, deși eu care am cunoscut-o nu știu unde putea mai mult, cât s-a jertfit. Dar cum se spunea în această seară, să nu ne pară rău, că am trăit așa, fără folos. Vorba aceea, plugul tot se uzează, ori sub efectul ruginirii, ori în brazdă. Măcar să trăim pentru Domnul. Doamne, ajută-ne! Și cine va vrea să stea la îndemâna Domnului, va înțelege la ce Domnul cheamă și zi de zi va fi în orarul voiei sale. Un cuvânt spus la vremea potrivită face mult. O mângâiere. Niște îndemnuri așa, ca și cele ale robilor lui Naaman. Elisei, marele profet, nu l-a convins. Dar alții pe lângă el, hai! Și iată minunea. Da? Noi nu slujim singuri, noi avem nevoie de dumneavoastră. Avem nevoie de alții care sunt implicați în cântare. Spuneam cândva, un predicator nu-i mare lucru. Că alții au pregătit terenul cu cântarea, cu rugăciune, alții se roagă, alții îndeamnă după aceea și la urmă ce a primit este de la Domnul, nu? Am citit 1 Corinteni 4:7, ce ai și să nu fii primit. Și în ultimul rând, cum să ne dăm Domnului și cu toate posesiunile noastre materiale. Asta nu înseamnă că ne cere Domnul la toți ca la tânărul bogat să vindem ce avem sau să dăm la săraci. Dar să fim gata să dorim dintre ale noastre. Spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Matei capitolul 6, de la versetul 19, nu vă strângeți comori pe pământ, unde se erodează, se pierd, ci strângeți-vă comori în cer. Sunt sigure și știți la Dumnezeu cum se calculează dăruirea în procent. Că văduva a dat 100%, altul dacă dădea numai aceea, poate nu era nici 0,1% din averea lui. Ceea ce poți. Când a ars clădirea la noi și mulțumim că ne-ați ajutat, a venit la unul dintre slujitorii noștri o fetiță care s-a spart pușculița ei, adunase banii și a zis, ăsta e tot ce am adunat de când sunt. Era o sumă mică, dar slujitorul la care s-a dus, i-au început să-i curgă lacrimile. Asta a putut ea să facă și se notează undeva. Se notează banul, se notează slujirea. Ba până acolo merge Scriptura și spune, sunt cuvintele Domnului Luca 12:35, vindeți ce aveți și dați milostenie. Când va fi să vină Domnul și venirea Lui va fi surprinzătoare, parcă am fi vrut să dăm mai mult, dar eu obișnuiesc să spun că atunci e numai transport de persoane, nu și de marfă. Marfa numai dacă vrem să o trimitem înainte. Atunci plecăm doar sufletul nostru, dea Domnul să fie curat. Amin. Așadar, să ne dăruim noi Domnului cu ceea ce suntem noi înșine, zi de zi, să ne dăruim în slujirea sfântă și să dăruim la nevoie
și ceea ce avem din posesiunile noastre materiale, cum atât de frumos îndemna Apostolul Pavel la 1 Timotei, capitolul 6, versetul 18, pe bogați, dar raport cu alții din alte părți ale globului și în alte vremuri ale istoriei, noi cam toți suntem bogați. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie bogați de două ori, nu numai o dată, și în fapte bune. Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Uneori poate nu înțelegem. Îmi povestea un frate într-o țară din Europa că s-a întâmplat în urmă cu vreo aproape 20 de ani un caz interesant. Frații dintr-o localitate undeva rurală, din altă parte a țării, au adunat ceva bunuri, au încărcat într-o căruță și, potrivit îndemnului unui frate, au zis: lăsați să se ducă aceste daruri până unde se vor opri caii. Eu cunosc bătrânul proroc care a spus asta, n-a fost o vorbă așa ușoratică. Cum? Trebuie să știm noi. Măi, așa a zis Domnul, dacă vreți să ascultați, dacă nu, faceți cum vreți. Și au mers caii două sate și în al treilea s-au oprit. S-a făcut seară, aici descărcați tot, căruță plină și ceva bani. Uite o pătură acolo pe gar, puneți aici, puneți toți, bani de sus, plecați. Dar frate, să trezim gazda. Nu, nu trezi voi gazda, lasă. Și unul dintre cei ce erau cu căruța s-a supărat. Nu așa se face dărnicie. Nu întotdeauna așa. Dar uneori Dumnezeu lucrează interesant. Și povestea unul dintre copiii acelei familii care au primit darul, rămăseseră orfani în iarna și săraci. Au zis: eu am fost cel mai mare și ne-a trezit mama plângând copiii. Dumnezeu și-a adus aminte de noi. O să am ajutat și am umplut cămara și am găsit și bani. Știți la cine povestea? La cel ce fusese ispitit atunci când a fost cu căruța. L-a dat lacrimi de-o. Bă, eu am comentat că de ce am oprit la voi, mă. O, să ne călăuzească bunul Dumnezeu și în slujirea sfântă și în dărnicia noastră. Să recapitulăm. Sunteți dați Domnului? Eu? Fiecare pentru sine să se întrebe, să-și răspundă cu sinceritate și să se rededice la nevoie, în acele puncte unde este nevoie, unde se știe deficitar. De ce să ne dăm Domnului? De ce să ne dăm pentru altceva care nu merită? Ne dăm Domnului că toate sunt de la El și ce avem e pentru o vreme atât de limitată. Cum să ne dăm Domnului? Conștienți că suntem de fapt ai Lui. Cum să ne dăm? Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Cum să ne dăm? Așa cum vrea El, așa cum ni se cere. Și la a treia întrebare, vă amintiți ce am răspuns, da? Ce să dăm? Existența noastră. Tot ce ți-a mai rămas în viață de aici înainte. Dă-i Domnului și ziua nunții, și dimineața, și seara. Să poți trăi în comuniune cu El și să continui asta pentru vecii vecilor. Dăruiește-te și potrivit cu darurile care ți le-a dat. Dăruiește-te potrivit cu posesiunile materiale care le ai. Și spun ceva în final. Nu cumva după predici de genul acesta sau după ce citim ceva în Biblie sau după ce ne vorbește Domnului, să ne dăm Domnului că așa se cere și sunt suficiente argumente și motive să ne dăm. Cred că noi ar trebui să vrem să ne dăm, să dorim să ne dăm. Nu vă spun versetul ăsta unde scrie. Căutați, mai găsiți și altul lângă el, frumos. Zice Pavel că unii se gândeau să facă o dărnicie, dar n-aveau cu ce, auzi. Deci să ai dorința să te dăruiești înainte de a avea posibilitatea aceea să dăruiești. Sau scrie în 2 Corinteni, la capitolul 8 de Macedonieni, ceva interesant de tot. 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul
4. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Adică atât erau de sărași, sărăcie luce, scrie versetele anterioare. Și când a adunat o colectă pentru cei de Ierusalim, probabil nici nu vrea să-i prindă. Ce se cere de la aceștia? Și zic, nu, te rugăm, vrem să dăm și noi. Măi, dar n-aveți ce? Lasă că ne gândim noi, ne rugăm, o să ne dea Dumnezeu ceva. Da, pentru că scrie în versetul 5 că s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi s-au dăruit frățietății. Și scrie mai departe, la Corinteni le spune, nu doar să faceți, să și vreți să faceți. Doamne, noi vrem, primește-ne. Și un ultim gând. Știți că de fapt, noi dăm, dar nu dăm de la noi? Știți că a da ceva este har? Nu știu, e un artificiu de calcul la Dumnezeu sau cum le evaluează? Adică tot ce suntem, tot ce avem El ne-a dat. Și noi putem să le dăm apoi, amintiți-vă de pilda cu talanții, de pilda polilor, și pentru gestul nostru că noi dăm, de fapt, ce nu e al nostru, El vrea să ne răsplătească în veșnicia sa. Vrea să administrăm, să investească împreună cu noi și apoi să ne binecuvinteze. Dacă nu dăm, pierdem ce avem. Dacă dăm celui ce are, în contextul acesta, inimă bună să dea, îi se va mai da și va avea din prisos. Scrie aici în 2 Corinteni, la capitolul 8, despre Domnul Iisus Hristos și asta e dovada deja împlinită, versetul 9. Că-și cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, ce n-a avut? Toate au fost create prin El și pentru El. Și vă întreb, ce n-a dat? A dat tot. Auziți? S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. Și pentru gestul acesta că a dat tot și viața, scrie în Filipeni 2 că Dumnezeu l-a înălțat. Era înălțat, nu știu unde l-a înălțat mai sus, ce onoruri pentru un asemenea merit, Doamne. Fă-ne să pricepem ceea ce vrei cu noi. Că Tu vrei să ne dai și noi să învățăm de la Tine să dăm și cum să dăm și când să dăm și orice altă întrebare suplimentară s-ar putea pune. Ca apoi să ne mai dai și să ne onorezi pentru vecii vecilor. Doamne, ești mai mare decât pricepe în mintea noastră. Nu ne rămâne decât să Te binecuvântăm și să slujim cu dragă inimă. Amin.